Sunt din Cluj, am fac licența pe castel și sunt foarte pasionat de istoria lui și de tot ce... Mihai Cosma. Mihai Cosma. O bibliotecă, 9000 de volume. Eu ei, o luat câtă inorogii de aici și o dus undeva la Gherla, într-un depozit. Depozit al lor? În depozit ca nu cumva să-i fure sau să-i strice cineva. Ei au zis că vor să facă ceva aici, dar nu au banii necesari. Dar l-au câștigat în 2006 și de la suntem în 2018, 10 ani. Și de 10 ani acoperișul era întreg. Acum s-a prăbușit la școală, la jumate. Și nu vrea să fac nimic. Nu știu ce așteaptă, dar... Interesant. Asta e blazonul familiei lor. Exact. Că e corniș și în latină e unicorn și ei numele lor înseamnă inorogul respectiv. Și în țară e unic. Păi e unic în lume, că e singurul caset de inorog din lume. Și ăsta este peste o tonă, grea și greutate, și la statuie era din piatră și cornul era din metal. Deci, pe secolul 16-17 era o chestie unicată să ai o statuie cu două materiale diferite de construcție. Interesant. Acum am fost în școală, am furat parchetul, acum se de proaspăt rașchetat, parchet masiv. Și oamenii din satul și-au furat geamurile, astea mari, pentru că ei oricum nu puteau să folosească geamurile la căsuțele lor. Și pe lângă aveau flamingo împăiați, aligatori, pentru că Caroli, Corniș, el mergea la vânătoare cu regele Carol întâi. Aha. Și de aici, din Dej, mergea în Africa la vânătoare. Și pe lângă asta, el a construit școala la Săteni. Și le-am mai făcut prima hidrocentrală electrică din Estul Europei, care e aici jos, dacă coborâți o să o vedeți. Am chiar prima, pe Someș. Da. Și în 1910 a început să lucreze la hidrocentrală. Și au avut curent aici, când marea majoritate a Europei erau încă cu lompași. Încălzirea aia ce-i? Asta vechea? Da. Aici tot aparține de... Asta a fost școală... Nu, deci aparține de castel? De castel. Asta și ruinează și aia. Eu știu că în față, zice că erau două statui din... Doi cai. Da. Aia unde sunt acum? Au dispărut. Hai de bine! E clar. Zimea de o căzut, chiar la intrare erau. Da. Deci nu mai sunt nici.